Bună ziua și bine ați revenit la Prof Online. Să nu uitați să dați like sau share. Așa este. Nu uitați să dați like sau share. Nu numai voi, ci toți prietenii noștri. Punem repede la treabă. Te rog, Stefania. Trecuți preromane, milenul și secolul pentru fiecare dintre următorii ani. Ăsta la 106, am făcut milenul întâi, secolul 2, da? Da. 1540. Deci milenul întâi și cât este aici? 100, cât era aici? 106. Și aici spune așa? Aici zice anul cu cifre romane. Așa, scris cu cifre romane, mileniul și secolul pentru care, pentru fiecare dintre următorii ani. Și la anul 106, anul cu cifre romane, mileniul întâi, așa, secolul al doilea. Așa. Secolul ce înseamnă? Nu știu, noi încă n-am trecut 100 de ani. Așa, mileniul înseamnă mii ani. Da. Și secolul? Secolul înseamnă 100, da? Deci 106 s-ar găsi unde? Deci 106 ar însemna în prima mie, nu? În prima mie, deci mileniul întâi, 1, așa, nu? Mileniu, deci la mileniu. Și la secolul al doilea. Mileniul, da? Mileniul întâi, corect. Mileniul întâi și secolul care? Al doilea. Că secolul, primul secol este până la cât? Până la 100, nu? Primul secol. De la cât țineți primul secol? De la 0 la 100, da? Și la 101 începând înseamnă că am trecut în secolul al doilea, da? Așa. Deci, mileniul 1, secolul 2. Da. Apoi, un alt an. 1504. Este vorba de mileniul 1 sau mileniul 2? Dacă e 1500. Mileniul 2, da? Deci am intrat în a doua mie. Deci, mileniul 2, secolul? Al. Deci, al, secolul al? Deci, faptul că sunt 500 și câte sute? 4. Păi câte sute sunt? Aici câte sute a fost? 1. O singură sută. Și că am trecut un singur an dincolo, iată, noi am dus 106 ani, a fost secolul al doilea. 500 dacă ar fi fost? E un mileniu. Deci, numai 500 ar fi fost secolul al cincilea. Dar fiindcă și un an în plus, înseamnă că secolul al VI-lea, da? De secolul VI. Da? Secolul VI. Ștefania, încă o dată insist. Deci, cifra sutelor îmi indică secolul. Ar fi 5. Dar fiindcă după el mai urmează cel puțin un an în plus, înseamnă că am intrat deja în secolul următor, după 5, 6. Da? Aici. Secolul cât ar fi fost aici? Secolul ar fi fost 1. Da. E suta asta, îmi indică, da? Dar fiindcă nu sunt numai 0, ci urmează încă cel puțin un an în plus, atunci e secolul 2, da? Pe urmă. 1877 înseamnă mileniul care este? 2. Că nu-i numai 1000, ci secolul al 9-lea. Deci, mileniul 2, da, am trecut în a doua mie. Și secolul al 9-lea. Secolul al 9-lea ar fost 8, dacă ar fost numai 0 ori, da? Deci, secolul al 9-lea. Da, alt exemplu? Acum, 1908. 1918. Înseamnă? Secolul al doilea. Da, deci mileniu. Mileniu al doilea. Da. Și al zecelea secol. Sigur că da. Al zecelea secol.
Bun. Acum, 2012. Mileniul al treilea. Mileniul al treilea, că am trecut la 2000 în plus, nu? Da. Deci mileniul 3. Și secolul al 1. Secolul 1. Da, da. Dacă suntem, avem măcar un an de la, am intrat deja cu un an. Deci e mărit eu cu o unitate. Cifra de 0 e mărit cu 1 și deci e secolul 1. Corect. Secolul 1. Acum am o problemă, mi se pare mai greșit. Ia să vedem. Ionuț s-a născut în 6 martie, anul, scrie N egal cu 12 plus 13. Deci în anul N egal cu 12. Ionuț s-a născut în 6 martie, anul. 6 martie, ziua, da? Da. Ziua. 6 a 3 a 03 6 martie înseamnă luna a 3 a, da? Da. Așa. Acum N egal cu 12 plus 13. Da. Plus 14. Da. Plus puncte puncte. Plus 2005. 2005. Minus 11. Deci 2005 ai spus, da? Da. Așa, minus 11. Minus 12, da. Minus 13, da. Minus puncte puncte, 2004. 2004. E cum am făcut de noi atunci, nu? Da. Când ne-ați spus că și acea domnă coșa... Mai pune o întrebare, câți ani împliniți are Ionuț? Deci, încă o dată, Ionuț s-a născut pe 6-a 3-a, da. Așa, în anul acesta, cât o fi, da. Cât o fi de aici, de probabil anul ăsta care rezultă din calcul, nu? Sau cum spune, mai clar. Deci, Ionuț s-a născut în 6 martie, anul, nu, egal. Așa. Ăsta e anul, trebuie să vedem cât face anul. Deci trebuie să vedem cât rezultă din calculul acesta. Da. Cum am făcut atunci când dumneavoastră ne-a spus acea... Mie mi-a dat anul 1994. Și am calculat dar și are 2. Cum ai calculat anul ăsta? Că nu știu. Păi am făcut... fiindcă e 12 cu 12. Dacă 12 minus 12 fac 0. Da. Apoi 13 cu 13. 13 minus 13 fac 0. Și 14 cu 14. 14 cu cine ar fi pe aici? Când da, nu-i pus, în da? Continuare. Perfect, fac 0 și ăsta. Și așa mai departe. Da. Cine este înaintea lui 2005? Asta vreau zic, 2004. Și e tot 0 și... 2004 este înainte. Deci 2004, cum zic că 2004 se termină și atunci... Și am făcut 2005 minus 11. Atât au rămas, da? Da. Au rămas 2005 minus 11 și egal cu... Da, 1994. Așa este, da? Deci 1994. Și ca să aflăm câți ani are, am făcut 2015 minus 1994. Câți ani are Ionuț acum, da? Deci, din 2015, când suntem în 2015, am făcut minus 1994. 1994. Și mi-a dat 21 de ani. Da? Da. 1, 9 din 11, 2, 21 de ani. Aici scrie că exercițiul ăsta a fost la Olimpiada de Matematică în Năsăud. Așa. În apă. Da, deci care a fost secretul aici? Să sesizăm că de la un loc încolo e minus 12, minus 13, și așez 12 și 13 și pierd valoarea. Și practic rămâne doar atât. 2005 minus 11, care nu mai poate fi. Minus 11 nu are pe 11 în față. Ca să zicem 11 minus 11. Deci el rămâne minus 11. Precum și 2005 rămâne. Că nu mai are cu cine să se scadă. Nu există un plus 2005 de aici. S-a oprit la 2004.
Și atunci, calculul acesta ne duce la 1994. Și știind că el s-a născut în 1994, pe data de 6-a 3-a, iar noi suntem acum, el are chiar împliniți 21 de ani, nu? Da. Deci are 21 de ani împliniți. Și atunci, pentru că noi am trecut de 6 martie, nu? Suntem acum în april, deci problema, dacă vrem să o punem actuală, este limpede că el are deja 21 de ani împliniți. Și mai am o problemă. Vrei să stai? Nu vreau să spun anul în care este acolo, care e anul. 2015, nu? Anul nostru, anul care suntem noi. Da. E 2015. Da. Și anul care a rezultat este bine, 1994, nu? Da. Ai ceva de de obiectat, e bine, da? Da. Bine. Și mai e o problemă, te rog? Da. Pentru un bilet de avion, nu s-a întors la Paris, un turist trebuie să plece, să plătească 295 de euro. Știind că rata de schimb la Banca Națională a României este de 4 lei și 20 de bani pentru un euro, câți lei trebuie să plătească turistul? Hai să vedem. Deci el trebuie să plătească câți euro pentru bilet? 295 de euro. 295 euro, da? Așa trebuie să plătească. Dar 1 euro valorează... Deci 1 euro valorează 4 lei și... 20 de bani. Și da. 20 de bani. Da. Da? 4 lei și 20 de bani. Și putem spune și 4 lei și 20 bani. Da. De unde spune că aici. A spune carte. Atâta e la banca de schimb. Și centrală. Câți lei trebuie să... Lei. Câți lei trebuie să plătească... Păi 295. Știu, facem 295 ori 20 și dă 20. Nu, eu am făcut 295 ori 4, da. Și 50 de bani și mi-a dat 1180 lei. Deci tu spui așa, 1295 cu 4 și 50 de bani. 4 și 50 de bani, nu 4 și 20 de bani, zice. Că nu ai zis 4 și 50, 4 și 20 nu ai zis. Da, dar eu am calculat cu 20, așa. Da. Am scris eu greșit. Da. Și cum ai făcut înmulțirea asta cu 4 și 20 păi de bani? Păi am făcut 4 ori, am făcut 295 ori 4. Ca să vezi cu lei, să termine cu lei, da? Da, am înțeles. Deci 295 ori 4. Înmulțit cu 4, da. Cum spuneți voi, înmulțit cu 4, ca să vezi câți lei val, da. Le obține. Și acum vine 4 ori 5, 20, 4, 9, 3, 6, 8. 38, 8 și 3, 4 ori 2, 8 și 3, 11. Da. 1180, dacă ar fi fost 4 lei, da, și 20 de bani. Da. Și cum ai făcut 20 de bani ăștia? Păi am făcut 295 ori 20 și mi-a dat 5900. What? Ah, da, bă, da. Deci 295, da. Înmulțit cu... Înmulțit cu 20 de bani. Și 20. Și vine 2 ori 5, 10. 2 ori 9, 18, 19. 2 ori 2, 4 și 1, 5. Da, așa mi-a dat. Și? Doar că... Și acum ar mai trebui să facem... Știu eu. Împărțit 100, pentru că trebuie să faci 100 de bani. Ai nevoie de 100 de bani ca să faci un leu. Și ne dă 590 de lei. În pasile cât ai zis? Uite, el spune așa că sunt bani ăștia. Păi da, aia sunt bani. Bani. Da, bani. Iar câți bani îmi trebuie și pentru leu? Leu face. Ăștia sunt lei, sigur că da. Păi îți trebuie 100 de bani ca să ai un leu. Da. Deci 5900 împărțit 100 și ne dă 59 de bani. Da. 59 de lei. Da.
De lei, de lei. Deci iată ce spune el. Ca să fac un leu, îmi trebuie 100 de bani. Și câte sute am aici? Câte sute am? În 5.900. Am 59 de sute. Deci în 5.900 sunt 59 de sute. Da? Deci 100 de bani egal un leu. Da? Deci 100 de bani înseamnă un leu. Și atunci pe 5.900 îl împărțim la 100 ca să vedem câți lei sunt. Deci 5.900 împărțit la 100 înseamnă că merge de câte ori? De 59, că tăiem 2 zerouri, da? Când împărțim la 10, tăiam 10, 0, când împărțim la 100, 2 zerouri. Și atunci vine 50. Și atunci 1180 îl adunăm cu 59. Sigur că da. La 1180 adunăm și 59 de lei. Da. Deci adunăm și 59 lei. Și mi-a dat 1239. 1239 lei. Da. Atâția bani trebuie să dea pentru un bilet. 1239 de lei. Da. Da? Deci, așa trebuie gândit. Bine ai spus, Stefania, că mulțim cu 20, după care vedem câți bani sunt în total și cum 100 de bani înseamnă un leu, înseamnă că împărțim prin cât? Printr-o 100 și vedem că 59 de lei mai trebuie să dea. În total, 1239 de lei. Adăugăm la 1180, că dar am semnat ultimul ziua cu 4, și pe 59. Da? Altceva? Nu, atât. Atât. La noi, da. Ia să vedem și tema voastră. Avem da? O evaluare. Să vedem. Din 4 exerciții, vă spun, adică a, da? Avem un deci desen. Deci scrie să cum, am să doi. Facem da? Desenul. Și să vedem, e aici. Un desen acolo, da? Da. Deci trebuie să mă uit eu să facem desenul da. Și să vedem ce uităm. Trebuie să scriem noi, ca să putem face exercițiu. Dar mai, înainte de a trece, Ștefania, aș vrea să mai lucrăm un pic. În legătură cu lecția ta, să mai lucrăm și să spunem cât înseamnă 1700, în ce mileniu și în ce secol ar se da. În mileniu al doilea. Mileniu al doilea, foarte bine. Și secolul al optulea. Dar de unde se mileniu? Milenul de la mia. De deci dacă ar fi miile, câte mii de ani sunt aici? Și am depășit 1000, că e 1700, deci am trecut în mileniul 2. Da? Dacă aș spune numai atâta, dacă aș spune mileniu, dacă aș spune așa, în ce mileniu suntem aici? Mileniu 1. Mileniu 1, secolul? Al 1. Nu, secolul al 10-lea. Nu, secolul... Secolul 10. Nu, secolul 10. Secolul 10. Nu e secol. Nu e secolul 10. Păi n-am sute. Din minim mileniu, deci mileniu acesta, mileniu respectiv, o mie de... Da? Deci, și ce secol ar fi din mileniu ăsta? 0. 1. Nu, 10, pentru că 10 ori 100 ne dă 1000. Deci, secole, deci tu spui că este corect să spun așa. Mileniu întâi, da? Mileniu întâi este bine? Ca să vedem care este bine. Da? Mileniu întâi și secolul? Secolul al câtelea din mileniu întâi? Ca să vedem care este secolul, ar fi trebuit, dacă am avea un număr acolo în față, trebuia să facem acel număr plus... numerele care urmau, numai că aici nu mai avem numere, e cu 0. Deci, dacă ar fi fost 1 aici, da. 1100, 1100, suntem în mileniu care aici? 12. A, în mileniul 2. 2, în mileniul 2, de ce? Că peste 1000 s-a trecut cu da. Măcar un an, dar chiar cu 100. Suntem în mileniul 2 și secolul din mileniul 2, secolul 1. A, da, da? Da. Deci mileniul 2 ar fi fost aici mileniul 2 și secolul, cât am spus aici, secolul 1. Dar aici nu e niciun secol. Deci aici suntem în mileniul 1 și el spune că din mileniul 1 în secolul al 10. Secolul 0. Secolul 0 din mileniul 1. Nu-i bine să spun că e secolul 0 din mileniul 1. Punem 10?
Cum este corect? Să spun 10 în secolul 10 din mileniul 1? Eu zic că al 10-lea, da? Așa e corect, da? Deci în mileniul 1, secolul al 10-lea. Așa e bine? Păi am spus și eu al 10-lea. Păi asta am vrut să discutăm împreună acum cu, și cu colegele tale. Să vedem, să întărim foarte bine dacă e corect așa. Deci suntem în mileniul 1, iar secolul ar fi al 10-lea. Dar dacă ar scrie așa, 975. 975 în ce? 10 secole. Mileniul 1, secolul. Suntem în mileniul 1, corect. Secolul al 10-lea. Secolul al 10-lea. Da. Că sunt 9 secole, dar fiindcă am intrat încă cu un an cel puțin, deci iată secolul al... Dar cum de mileniul 1? Pentru că acolo nu a ajuns la mii. Păi, din momentul în care începem, deci când începem numărătoarea, deci tu spui așa, mai are rost să mai spunem mileniul întâi? Eu nu cred. Deci, ba da, a ajuns la mii. Dar nu trebuie să ajungă, trebuie să fie până la mii. Dar aici, de ce spunem că suntem în mileniul 2? Dar aici avem 1000 și am intrat cu ceva. Da, am intrat în mileniul al doilea. Dar aici de ce să nu spunem că suntem în mileniul 1? Ce, nu avem încă ceva din mileniul 1? Ceva ani? Da. Putem să spunem așa, da? Deci suntem în mileniul 1, în prima mie de ani. Da. Suntem în prima mie de ani. Și dacă ar fi fost... Dacă ar fi fost 950, ar fi fost tot în mileniul 1? Sigur că da, tot în mileniul 1. Deci după ce trece de 50, suntem în... Nu, după ce un an, dacă vrem să socotim, primul an. Deci, spune așa, te rog. Putem spune aici, anul 2. Da. Numai 2. Anul 2. Da, suntem în prima mie de ani, da? Începem construcția. Să nu treacă de 1000. Da? Da? Suntem în prima mie, da? Da. Secolul care? Secolul. Din prima mie. Din prima mie. Din prima mie. Al 2. Al 3. Primul? În primul secol, în prima sută. Da. Deci în prima sută, că am început cu un singur an. Da? Da. Cu 2 ani am început, da? Deci putem spune că suntem în primul mileniu, în prima mie. Da? Da? Și construim, abia acum suntem tot în prima sută. Construim în prima sută. Da? Deci, atenție, când îmi indică suta, știu exact. Dar până acolo, pot să spun că sunt în suta respectivă. Deci în construcția sutei cere. Da, deci dacă zic 101, 101 în ce? În secolul al doilea. Da, al doilea. Deci este în secolul al doilea că am început. Al doua sută. Până la 99. Deci până la 99 aș fi fost în secolul... Chiar până la 100 aș fi fost în secolul întâi, da? Până da, la 100. Da. Și când am zis 101, s-am trecut deja în secolul al doilea. Uh-huh. Da? Și mileniul tot în mileniul întâi. Deci în prima mie suntem acolo, în construcție. Da. Haideți să vă mai spun încă ceva în legătură cu calculul sumei acelea. Spuneți-mi 999. În ce? În ce mileniul și în ce secol? Da, da. În mileniul 1, da, secolul al 10-lea. Da. Secolul al 10-lea, că am trecut de la 9, da. Am mușcat cel puțin un an. Și chiar 99 de ani m-am dus în cel de-al doilea, următorul secol. Deci, mileniul 1, secolul al 10-lea. Așa, secolul 10. E ce bun. Da. Mai facem? Haideți să mai vedem... A doua oră facem cu tema noastră?
Nu, acum facem putemă voastră ca să le iau de grijă, păi, nu trec. Da, nu, trebuie de să... Dar, prof, putem să vă spunem direct, păi, trebuie o linie curbă deschisă. A, da, puteți spune, puteți face cum vreți linia curbă. Deci priviți desenul apoi de edificație, un segment de dreaptă, două drepte paralele, două drepte perpendiculare. Deci ce trebuie să facem? Privim desenul... Că trebuie să scriem ce scrie acolo. Priviți desenul, virgulă, apoi identificați. Deci, să privim desenul. Deci, priviți desenul. Și desenul, virgulă, apoi identificați. Identificați. Deci priviți de tine, se apoi identificați. Amic. Un segment de dreapt. Dar să-l vedem acum ce anume desenat. Uitați așa. Deci, ăsta e un desen. Apoi. E, notăm cu ea asta. Apoi. A. B, A, B, C, C, D, o altă dreaptă, D, și băgăm un segment A, B. Segmentul A, B. Să identificăm un segment de dreaptă. Unde vi se pare, voi un segment de dreapta? A și B. A, da. Deci A de la B. De la A la B. Segment de dreapta, adică știu de unde pornește și unde ajunge. Da? Unde pornește și unde ajunge. Am obiect. Deci zice, poftim. Doar unde s-o arăt. Acolo la unde ți-a făcut figura E, prima linie, cea de lângă E, trebuie să fie paralelă, din câte observa ceva aici, trebuie să fie paralelă cu D. Asta de aici? Are. Așa. Să fie paralelă cu D, adică să nu se întâlnească. Eu, așa arată în carte. Eu înțeleg că asta ar fi parele cu asta. Nu? Nu, păi, și ție se pare și cu D asta, asta da? Cu D. Și cu D de aici. Păi, este aproximativ, da? Tu vrei să fie și mai evident făcut așa, da? Uite așa. Bine. Hai. Deci, identificați un segment de dreaptă. La punctul A, segment de dreaptă, este A, B. A mare. A mare, A mare și B mare, da? Așa sunt. Prof, azi avem compas. Da, aveți compas. Bun. Deci A, B. Segmentul de dreaptă. B mic. Două drepte paralele. Identificăm două drepte paralele. E și D. E și D. Apoi. E și D, că e observat tu. Dar să știi că prin E, nu vrea să spună că este vorba de asta de aici. Figura toată este E. Da, doar că nu găsesc altele. Deci, două drepte paralele. Ia să vedem dacă găsesc două drepte paralele. Nu niciuna paralelă. Am uitat ce se întâmplă. Paralele, două drepte care... Oricât de-ai prelungit, nu se întâlnesc niciodată. A, da. Niciuna nu e. B și A. B și A? Da. Deci A și B sunt două drepte paralele, oricât le-am prelungit, nu se întâlnesc niciodată. Da? Deci A, B sunt două A, virgulă B. Sunt două drepte paralele. Și apoi două drepte perpendiculare. Și apoi două drepte perpendiculare. Uite care e D-ul ăla. Cred că este D-ul și C-ul sau... Nu știu care e D-ul acolo. D-ul asta. Asta. Ok, D-ul și C-ul sunt paralele. Perpendiculare, da? Care se formează un unghi de 90 de grade. Da? D perpendicular pe C. A, B, C. Și ce spune la ce? D perpendicular pe C. Ce spune la ce? Punctul C, două drepte perpendiculare. Două drepte, să identificăm două drepte perpendiculare și se pare că aici ar fi D-ul și cu C-ul. D și C, nu? D și C aici.
par să fie perpendiculare. Adică dacă am pune raportorul, am putea... Știi ce e axă de simetrie? Păi, acum să vedem. Desenați un poligon care... Să desenăm un poligon la figura... Deci aici a fost problema numărul 1. Da? Problema numărul 2. Desenați un poligon care... Desenați un poligon care are două axe de simetrie. Care are două puncte. Două axe de simetrie. Amin. Dreptunghiul are. Are numai două axe de simetrie. Dar și pătratul. Are. Ăla are patru. Numai. A, da. Două axe de simetrie. Dreptunghiul plus pe diagonale. La pătrat are jumătate și altul. Dar ce este o axă de simetrie pentru o figură? Adică, de exemplu, ca și cum te-ai uitat în oglindă. Exact. Două părți identice. Da. Da. De exemplu, la flutul, de jumătatea lui. Așa. Sau dacă vrei, vreți, dacă l-am suprapune, am îndoi foaia, iată, dacă s-o cotim așa, pentru dreptunghi, voi ascult, da? Pentru dreptunghi, spuneți că are exact două axe de simetrie. Care ar fi cele două axe? Diagonalele. Deci dacă duci diagonala asta și aș îndoi după diagonală, voi aveți impresia că s-ar suprapune? Vedeți? A, păi nu așa. Stați. Invers. Invers, axa de simetrie. Adică, păi. Ca și o foaie, așa, domnul, dar și invers, și așa. Păi atenție, domnul, dacă... Eu... Nu, da, luați. Da, deci dacă asta este foaia, aha, și dacă eu îndoi după prima, după diagonală, da, nu se suprapune. Da? Nu, poate v-a spus ceva și n-ați înțeles voi. Nu, așa mi-a spus. Păi care sunt axele de simetrie? Altele sunt, dar două axele. Jumătatea și... Nu, haideți să gândim împreună, că noi acum, Ștefania, vrem să găsim dacă axa de simetrie înseamnă care este. Este pe jumate, așa, dar și... Asta e altă treabă. Adică să căutăm jumătatea la lățime. Și o îndoim după și jumătate și așa la jumătate, da? Uh-huh. Adică foaia asta, dacă o îndoim exact pe jumătate, se este suprapune, da? Deci asta de aici, care o ținem, dreapta asta, da? Dreapta asta, uite, asta, poartă numele de axe de simetrie. Pentru că pentru fiecare punct de aici, găsim un punct care se află la egal distanță pe partea cealaltă. Da? Deci de aceea se cheamă axe de simetrie. Și tot atât de bine o putem întoarce, o îndoi și pe partea cealaltă. Da? Deci, iată că dreptunghiul este o figură geometrică care are doar două axe de simetrie. Da? Asta și asta. De acord? Da. Bine. Eu. Deci, B. Doamna v-a spus bine, dar voi ați înțeles greșit. Nu diagonale. Că știu că mi-a arătat câte diagonale sunt. E, poate a fost o discuție importantă, dar în mod sigur asta trebuie înțeles. Da. Că liniile acestea care unesc mijloacele a două laturi al lățimilor sau mijloacele lungimilor sunt două axe de simetrie. Am înțeles asta. Oare pătratul ăsta aibă așa ceva? Da, are și așa... Da, are patru. Deci pătratul, dacă îl gândim așa, care ar fi axele de simetrie? Poate arăta? Da, poți să vii. Te rog. Dau cu crema? Da. Pe jumătate. Așa, o axă de simetrie. O pune și cealaltă, a doua axă de simetrie la mijloc. La mijloc, da? Chiar la mijloc, da? Da. Cam pe aici, mai jos. Da.
Da? A doua axă de simetrie, da. După fi și așa. La pătrat se poate întâmpla și așa, și diagonale, da, nu? Da, da. Că dacă duc pătratul și îndoi după diagonală, colțul ăsta ajunge exact acolo, da? Da, și invers. Și invers. Deci câte axe de simetrie are un pătrat? Are patru, da? Pătratul are patru axe de simetrie. Dreptunghiul, dreptunghiul am văzut. Da? Paralelogramul are câte axe de simetrie are? Paralelogramul, vă amintiți cum arată, nu? Da. Uitați, așa este paralelogram, la altul opus este paralelogram. Câte axe? Păi are una, are două, are două. Care? Diagonalele, propriu. Deci dacă... Are și are pașa. Deci după diagonale, dacă tu crezi că asta ajunge chiar în colțul ăsta? Nu! Nu ajunge. Nu, propriu. Pe jumate, adică așa. Și crezi tu dacă eu doi o foaie de hârtie sub formă de paralelogram, colțul ăsta... Nu, că iese asta mai așa. Sigur că aici. Da. Vine aici. Sigur așa. Că da. Nu are nicio axă. Deci nici asta nu e axă. Asta e pe jumate. Mix. Asta, propriu asta. Așa pe jumătate așa și jumătate așa? Da, așa, da. Da? Da. Și atunci, jumătate făcând așa, spui tu că sigur ajunge, nu? Da. Colțul ăsta unde ajunge? Unde trebuie să ajungă? Ar trebui să ajung în colțul ăsta? Da. Da, bine, că... Uitați. Așa. Da. Așa. Deci ajunge. Hai să facem noi un paralelogram. Putem să, din foaia asta, să vedem un paralelogram? Da, îl tăiem în ce? Ori o tăiem, ori să facem... Punem pauză, domnul. De ce? Ca să tăiem poate. De ce să ne facem? Adică îi tragem... Da? Dar noi, dacă facem acest lucru, nu facem fără... Chiar vrem să ne vadă cei care urmăresc asta, da? Deci, ce o să facem? O să facem un paralelogram. Cum pot eu să fac din asta un paralelogram? Deci colțul ăsta, așa... Și eu cum... Nu neapărat să luăm. Și așa fac și pe partea asta, da? Așa. Și atunci ce o să apară va fi un paralelogram. Dar trebuie puțin mai așa, ca să iasă pe colțul ăsta. Să iasă pe colțul ăsta, da? Așa. Deci aproximativ așa este paralelogramul, da? Da. Și acum tu spuneai așa, că dacă aș lua mijlocul de aici și mijlocul de aici și în doi... Aici nu poate ieși. Păi asta vreau să spun și eu. Da? Păi poate nu e bun, prof, cum ați făcut. A, nu este ceva jas. Uite, am luat o jumătate, am dus paralel, așa cum zici tu. Și nu s-a suprapus. Nu are axe de simetrie. Exact ce-am spus eu, inexplicabil. Deci, asta nu-i, acealaltă nu-i, nu? Da, este... Diagonala așa? Da. Ia să vedem, tu spui că diagonala așa. Da, și eu am spus, dar e bun. Da? Deci, dacă aș îndoi după diagonală, colțul ăsta iese bunea în partea asta și asta în partea asta, da? Deci, nu putem spune că diagonala de aici ar fi axă de simetrie. Da. În concluzie, aici nu găsim nicio axă de simetrie, nu? Deci nu, deci nu găsim axă de simetrie în cazul paralelogramului. Dar la dreptunghi am găsit două axe de simetrie. Două și numai două, da? La pătrat am găsit mai multe axe de simetrie. Patru. Câte am găsit la pătrat? Una, două, trei, patru axe de simetrie. Sunt da. Mai multe. Da. Vedeți, e tare interesant. Hai să vedem la trapez ce găsesc. Iau un trapez, cum se cheamă trapezul ăsta în care iau ăsta două egale? Este... Laturile paralele egale. Cum se numește trapezul ăsta? Isoscel. Trapez isoscel. Da? Trapezul are hexul. Aici. Așa. Jumate. Așa. Deci dacă duc așa... Dar așa nu are, deoarece sunt diferite aici. Colțurile acestea. Da? Deci aici, când am doit, după asta să ajunge în colțul ăsta, da? Da. Și asta de aici ajunge în colțul ăsta. Da. Dar nici așa nu are. Deci nici diagonala nu, nici diagonala nu. Dar partea asta, dar pe jumătate. Deci are o axă de simetrie. Da. Iată, trapezul isoscel, putem să-l desenăm și spune că asta este axă de
simetrie. Adică toate funghioare, două acte de da, profund. Da. Și tocmai ați descoperit B-ul, pentru că la B spune B are o singură axă de simetrie, da, dar este și drept, este și triunghiul. Da, cum spune fix așa spune. Da. Are o axă să de aibă o singură axă de simetrie. Da. Trapezul este una din figurile, trapezul isoscel însă. Isoscel, așa. Dacă trapezul este oarecare copii, deci asta ar fi așa, latura asta neparalelă mai mare decât asta. N-ar fi bine. N-ar fi bine, nu? Colțul ăsta n-ar ajunge partea asta. Sigur, deci trapezul isoscel. Deci are asta puteți spune că e punctul B. Deci trapezul. Punctul B, așa. Și mai putem gândi un triunghi. De care triunghi? Isoscel. Neapărat isoscel. Sau poate să fie triunghi echilateral. Da, echilateral egale. Da. Deci triunghiul isoscel, iată ăsta. Asta e chiar axa de simetrie. Chiar asta este axa de simetrie. Dacă îl întorc după verticala asta, cele două... Da. Da, cele două se suprapun. Corect. Deci la punctul B, câte la punctul B câte figuri am găsit? Două figuri. E vorba de trapezul isoscel și de triunghiul isoscel. Sigur. Și mai avem și punctul C, da. Punctul C care îi spune așa. Are cel puțin două axe de simetrie, cel puțin. Deci adică două sau mai multe? Da. Adică pătratul. Poate fi pătratul și pătratul am găsit. Pătratul. Deci pătratul pare să fie cel care are cel puțin două axe de simetrie. Două axe de simetrie. Chiar are trei. A, la punctul B este și... Deci punctul B este și triunghiul isoscel, da? Da. Iar la punctul C, pătratul ar fi. Da? Punctul C, pătratul. Trebuie să scriu și eu C-ul puțin. Da. La ce spune? Să iei puțin, nu spune. Nu. Cum se face cu ăsta? Cu compasul să desenezi un triunghi isoscel, da? Da. Bilateral, nu? Un triunghi isoscel, mai întâi, și primul echilateral. Ai avut și echilateral. Te rog. Păi, n-are creier axa de simetrie. Ați putea pune, dacă punem chestia asta. Dar nu știu dacă creta intră. Asta e pentru creion, poate intră și creta. Da, cred că intră. Ia să vedem. Aduc una mai lungă. Asta? Aduc o creta. Sau mai lungă. Aia mai lungă. Orice fel de creta. Aia, pe asta e puțin mai mult. Trebuie să o modificăm, că nu va intra, e prea mic spațiu. Dar nici așa nu intră. Deci e greu să intră. Lasă că știu eu, profesor, ce trebuie să facem. Lasă că pierdem timp acum, nu? Lasă, uite, te rog. Bine. Da? Faceți voi pe căițele, numai cât arăt pe tablă cum procedăm. Deci, ca să trezinem un triunghi isoscel, cu deci, compasul. Punem compasul într-un colț. Da. În celălalt colț. Da. Și ăsta e triunghiul echilateral care îi faci. Da. Deci așa îți trasează un arc de cerc, da? Bun. Așa. Ai intrat? Bun. Da? Da? Da. Hai, dă-mi, dă-mi, dă-mi. Nu, lasă. Hai, dă-mi, dă-mi, dă-mi. Uite, stai, poate cade. Nu, dă-mi. Da, vedem cât. Adis. Hai, repede, hai, repede. Vezi dacă stă, dacă nu arată. Deci. Am dat cum se știe. Te bei ceculețul ăla. Da. Bate cealaltă. Adică de mult timp și nu are rost. Da, tu ai spus bine, pentru tine e lateral cu deschizătura asta în trasatul larg. Deci cerc am mutat în partea cealaltă și trăză. Și cele două sunt întâlnite aici. Ăsta este vârful pentru triunghiul echilateral. Da. Pentru isoscel, desenăm un arc de cerc care să fie mai mare decât deschizătura asta, știți? Și atunci, arcul este mai mare decât lungimea. Da? Da. Și la aceeași mă duc și deschid arcul cealaltă. Și în felul ăsta găsesc... Gata, prof. Da? Bine. Rămâne să facem altă dată. Mergem mai departe. Mai aveți ceva de întrebat aici, copii? Scoate. Haideți ca să termin lecția voastră. Că trebuie să facem. Se duce timpul. Spuneți-mi. Da, punctul ce spunea? Ricky. Că să ai de... Uite, Ricky.
Hai te rog să rămâi la bancă, că fără să vrei, facem trăsnei. Mă împinge cel puțin două axe de simetrie. Cel puțin două axe de simetrie, am zis la cine? La pătrat. Pătrat. A, așa. Bine. Da. Ce mai aveți aici? Am făcut ABC. Trei. Ce spun la trei? Denumiți corpurile geometrice care apar în construcția alăturată. Da. Da, ce vedem acolo? Este... O aveți acolo în carte? Tu ce desenezi acum? Pătratul. Pătratul, ca să duci cele câte... Patru, da. Deci ce spune la exercițiu că trebuie să scriu? Deci, ce spune? Denumiți corpurile geometrice, denumiți corpurile geometrice care apar în construcția alăturată. Denumiți corpurile geometrice. A. Da, denumiți corpurile geometrice care apar în construcția alăturată. Deci, am să fac figura. Iată, așa arată desenul. Și aici. Așa. Pe care avem desenat. Și după care aici un vârf și cam așa arată, da? E ca să avem imaginea și mai corectă, noi suplinim și venim cu ceea ce știm să facem noi foarte bine, și anume partea nevăzută a cubului, da? Partea nevăzută a cubului, iată, așa arată, și sigur că din vârf trebuie să coborăm și o munchie de asta. A, trebuie să spunem ce sunt. Păi sunt piramidă, cub și cuboid. Cuboid sau cum am mai numit noi acesta? Paralelipiped. Așa, paralelipiped. Da? Paralelipiped. Deci un paralelipiped, un cub, o piramidă, da? Un. Paralelipiped sau prismă, să mai zice, da? Da, știu. Paralelipiped sau prismă. Cub. Și piramidă. Și o piramidă. Paralelipiped, cub și piramidă, da. Paralelipiped, cub și piramidă. Câte, scrieți câte fețe, câte vârfuri și câte muchii are fiecare corp. Asta mai la decât punctul B? Punctul B. Deci, câte fețe are fiecare în parte? Scrieți câte fețe are, mai întâi spuneți așa. Pentru cub, acoladă, fețe. 6. Fețe. La cub câte fețe sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da. Da? Sunt 6. Că 6 de desubt și aia deasupra. 6 fețe. Câte, ca să terminăm cu cubul, câte fețe, câte vârfuri? 8. Vârfuri. Câte vârfuri are? 8.
Sunt 8, da? Deci 4 aici și 4 colțuri, da? 4 vârfuri. 4 și cu 4, 8 vârfuri. Câte muchii? Dar ce spune 12? Câte vârfuri? Deci pe, să luăm pe fiecare în parte, pe cub. Pe urmă să luăm pe paralelepiped. Paralelepiped. Și să vorbim despre fețe, vârfuri și muchii. Muchii. Câte muchii are cubul? Câte ce? Câte muchii? Muchii are 12. 12. 4 aici jos, 4 sus și pe urmă 4 așa, da? Deci 12 muchii. 12. Acum, hai să luăm pe paralelepiped și să le rezolvăm. Și pe urmă avem piramida. Paralelepipedul, câte muchii? Muchii are... Muchii? Mai întâi fețe, hai să vedem cu fețe. Fețe are 8. Fețe? Are 6. Exact ca precum cubul. Exact precum cubul, numai că are chibritul. O cutie de chibrit sau penarul de aici. Dacă vrei să-l urmărim, iarăși găsim. Sau cutia de cretă. Când a fost umplută, în fără să fost rupt așa, da? Are 12. Deci, fețe câte sunt? 6. Fețe 6. Vârfuri. Vârfuri. 8. Vârfuri. 8. Și 12 muchii. Și muchii? 12. Acum piramida. La piramida, să vedem câte, câte 6. Fețe. 6. Câte fețe? 5. 1, 2, 3, 5. Dacă o prindem, o surprindem detașată, nu? Da. Dar așa, dacă este lipită, da, am vedea mai patru. Da, normal, detașată, da? Da. Deci câte 5 a spus, nu? Fețe. Fețe 5. Vârfuri. Vârfuri. Câte vârfuri? Da, tot 5. 4 aici și unul sus, da? 5. Și câte muchii? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8 muchii. Sunt 4 lateral. Asta. 4 și 4 jos, da? Muchii, 8. Și cu asta am terminat și problema asta. Care a fost asta? Și mai avem 4. 4. Citiți cerințele și apoi aflați. Deci cerințele, 4 așa se spune. Citiți cerințele și apoi aflați. Perimetrul unui pătrat cu latura de 5 cm. Perimetrul unui pătrat cu latura de 5 cm. Asta e punctul A? Da. Și apoi? Aflați, amic. Perimetrul unui pătrat cu latura de 4 cm. Cât este? Erau 5 cm. De 5? 5, da. 5 cm. Cât este? Perimetrul? Perimetrul înseamnă suma laturilor. 20. Că are câte 4 laturi? 4 laturi. 4 ori 5, nu? Deci perimetrul pe la pătrat este egal de 4 ori 5, egal cu 20 cm. B mic. Latura unui pătrat cu perimetru de 16 cm. 16 cm împărțit 4 laturi și avem. Deci perimetrul, știu, perimetrul pătratului egal cu 16 cm. Și noi trebuie să aflăm latura. Latura unui pătrat cu perimetru de 16. De 16 trebuie să împărțim la 4. Că sunt 4 laturi. Da, că sunt 4 laturi. Perimetrul unui... Latura unui pătrat cu perimetru... Și ne dă 4. Da, și cu latura de...
4. Deci 16 împărțit la 4 și egal cu 4 cm. Asta este răspunsul. C. Lungimea unui dreptunghi cu lățimea de 3 cm. Lungimea unui dreptunghi cu lățimea de 3 cm și perimetrul de 18 cm. Deci am un dreptunghi. Știu cum. Cu lungimea. Nu știu, dar știu lățimea de 3 cm. Lățimea de 3 cm cu lățimea de 3 cm. Atenție, da? Deci cu lățimea de 3 cm, deci el mic egal cu 3 cm, iar perimetrul este egal cu 18 cm. 18 cm. Deci dacă știi lățimea și perimetrul tot, Ștefania, cum crezi că aflăm? Cum face? Un pic. Facem. Păi perimetrul cum înseamnă? Asta plus asta plus asta plus asta. Sau de două ori lățimea. Deci perimetrul este de două ori el mare. Doi ori el mare. Da. Și plus de două ori el mic. Da. Și pe perimetrul nu știu cât este perimetrul. 18. 18 este egal cu de două ori L mare plus 2 ori L mic. 2 L mic, dar L mic eu știu, 3. Plus 3. 2 ori 3, 2 ori 3, 6, nu? 6 cm. Adică și acum facem 18 minus 6. Sigur că da. Scădem din 18 pe 6 și atunci avem 18 minus 6 este egal, scriem și da, împreună, 18 minus 6 este egal cu 2 L mare. 18 minus 6 este egal cu cât? Cu 12. 12, deci vine 12. Asta e lungimea. Dacă de două ori lungimea. Și o singură lungime, două lungimi fac atâta, dar o singură lungime va face cât? 12 împărțit la 2. 12 împărțit la 2, că dacă două lungimi fac 12, deci 12 împărțit la 2 și egal cu 6 cm. În momentul de față, spunem că lățimea e de 3 cm și lungimea este de cât? De 6 cm. 57 minute. Așa. Și cu asta am terminat. Pauză. Facem.